Vechează, poporule, vechează în vederea rugăciunii, în vederea legăturii care trebuie să o aveți fiecare. Ebrahel de Osmena Vregel, roagă-te cu toată inima, că iată se va iscăli o lege pământească în curând. Când cei mari care gândesc ei că conduc lumea, iscălesc o lege care va fi pentru poporul meu o durere foarte mare. E vremea în care libra cadus mena libra că cei ce se mai vreau să se mai apropie de mine, zice Domnul, de aceea hotărăsc sări din ăstea, în care las cerul deschis, aleluia, de sub pragul casei mele curge izvorul, zice Domnul. Pregătesc mese bogate pentru oamenii din pământ, ca nimeni să nu zică că în ziua aceea l-a prins pe nepregătite. Dar iată ce zice cel preanalt, deși mulți din poporul meu strigă Domnul prin Duhul Sfânt, în loc să răspundă unul altul cu dragoste și cu blândețe, de multe ori folosesc pietre cu vorba și lovesc într-unul și într-altul. Dar îmi strig în această seară, Licadot Mena Vrihe, fiecare să ia bine seama să se uite în cuvânt. Și uitându-se în cuvânt, apoi să reacționeze. Că da, zice Domnul, Elicani Mena Vrihele Dovrel, vreau să te îmbrac cu putere, oricare ești lucrul ăsta, că știu truda și lupta, știu cât de greu în familie la fiecare, știu crucea fiecăruia, știu nevoia fiecăruia, dar mai știu un lucru, vremea în care te găsești, caută să ai timp să stai de vorbă cu mine și cu nărița ta. Nu zice că n-ai timp! Pentru că eu nu vreau, zice Domnul, Helicano mena vrihel, mena grehel, moartea nimănui. Nu vreau pieirea nimănui, strigă Domnul. Dar ferice va fi de aceea care își va face timp să-ți plece genunchii în odăița lui. Amin. Și să mă cheme, zice Domnul. Amin. Pentru că da, zice cel preanalt, am planuri de lucrare și planurile mele pentru casa fiecăruia din voi de viață. Amin. Și ca prezența mea de Dumnezeu să locuiască în casa voastră. Amin. Dar vine vremea când veți ajunge unii din voi la încrucișări de drumuri și nu veți ști încotro să apucați. Și dacă nu veghezi acum când ai pace, ce vei face atunci, strigă Domnul? De aceea veghează oricare ești în vederea rugăciunii, ca eu, Domnul, să-ți luminez mintea în seara asta, să-ți dau pricepere și înțelepciune, ca să știi în toată vremea ce trebuie să faci. Amin. Ca să știi în orice vreme să rămâi în picioare. Amin. De aceea umblă drept pe cale, caută să ții privirea în sus. Amin. Și eu, Domnul, îți voi întinde o mână de ajutor, zice cel preanalt. Amin.